Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu, extraterestrul care trăiește pe Pământ de 3000 de ani deghizat în corp uman. Au existat diverse relatări despre ființe extraterestre pe internet, dar această poveste enigmatică despre o ființă extraterestră vă va uimi cu siguranță. O relatare incredibilă a unei ființe extraterestre care trăia pe Pământ a fost publicată într-un articol. Această poveste a fost trimisă pe site-ul NUFORC, Centrul Național de Raportare a OZN-urilor, care urmărește observațiile OZN-urilor și contactele cu străinii din Statele Unite, anul de acțiune 1997. Potrivit chiar extraterestrilor, ființa trăia într-un corp uman și, conform calendarului Pământului, avea 3000 de ani. Totul a început când un jurnalist a primit un telefon de la o cunoștință care l-a informat că în timp ce se afla într-o vacanță în Filipine a întâlnit un bătrân uimitor care s-a identificat ca Eugene Randall. Femeia era foarte deschisă și prietenoasă, îi plăcea foarte mult bărbatul și l-a invitat pe domnul Randall să-i viziteze familia. După aceea, domnul Randall a vizitat casa femeii și familia ei de mai multe ori și apoi într-o zi, în timpul unei vizite regulate, domnul Randall i-a spus acestei femei că de fapt nu era bărbat și venise dintr-o altă lume și numele său real este Chimicus Etua. Această poveste enigmatică a atras atenția jurnalistului, așa că i-a cerut prietenei sale să aranjeze o întâlnire fizică cu acel extraterestru. După ce a fost abordată, ființa extraterestră era pregătită să se întâlnească personal cu jurnalistul. Când jurnalistul l-a întâlnit pe extraterestru, el a fost uimit să vadă aspectul său, deoarece părea similar cu cel uman, iar vocea lui nu avea nicio diferență față de vocea umană. Tonul lui transmitea un aer de încredere în sine și calm. Prima impresie a vocii sale a fost că e o persoană foarte serioasă și respectabilă. Era foarte calm și rezervat. Practic nu existau sentimente și emoții în vocea lui. El a răspuns întrebărilor într-un mod măsurat, fără ezitare și fără eșecuri. În timpul întâlnirii, ființa extraterestră a dezvăluit că numele său este Chimicus Etua și că trăiește în corpul unei ființe umane obișnuite pe nume Eugene Randall. Chimicus a declarat că Eugene i-a dat de bunăvoie trupul său. Întrebat unde s-a născut, Chimicus i-a spus jurnalistului că a ajuns pe planeta Pământ dintr-un sistem planetar care se afla nu prea departe de steaua polară, ce poate fi văzută în constelația Ursa Mică. Potrivit lui Chimicus, el s-a născut la bordul unei mari nave mamă care călătorește pe Pământ. De asemenea, a susținut că avea puțin peste 3000 de ani măsurați în termen de ani pământeni. Când l-a întrebat dacă civilizația lui crede într-o ființă supremă, în Dumnezeu, el a răspuns afirmativ. Apoi a povestit că a fost o perioadă în care poporul său nu s-a comportat foarte bine sau mai degrabă foarte rău și a distrus alte civilizații. După o perioadă de agresivitate, afirmă și Chimicus, rasa sa a fost capabilă să anihileze multe alte civilizații până când un preot local a început să predice o atitudine pozitivă și să învețe pe extraterestri să fie plini de compasiune. De atunci, rasa sa extraterestră a început să evolueze. Aceste ființe de pe alte planete sunt îngrijorate de rasa umană pentru că oamenii au decis să se autodistrugă. Chimicus a spus că civilizația sa e foarte preocupată de calea de autodistrugere pe care umanitatea o urmărește acum și că au vrut să ajute oamenii să se dezvolte spiritual și conștient. Când Chimicus a fost întrebat despre relațiile dintre extraterestri și oameni, el a răspuns că oamenii sunt asemănători cu sălbaticii și cu triburile primitive. În prezent există și alți membri ai speciei sale care, la fel ca el, locuiesc în corpurile oamenilor obișnuiți. Chimicus a spus că oamenii se există pe Pământ în corpurile oamenilor care sunt folosite ca mijloc de transport, iar aceste corpuri le-au fost date în mod voluntar de către acești oameni înșiși. Eugene Randall a fost unul dintre acești oameni, a aflat despre extraterestri și le-a oferit ajutorul și corpul său. Chimicus a menționat de asemenea că în urmă cu mulți ani, când URSS-ul mai exista, a folosit serviciile unei anumite persoane ruse care i-a furnizat corpul său, așa cum a făcut Eugene mai târziu. Chimicus a mulțumit acestui rus pentru jertfa de sine și curajul său. Chimicus Etua susține că mai mult de 8000 dintre rudele lui trăiesc pe această planetă. În plus, Chimicus și ceilalți membri ai speciei sale sunt foarte îngrijorați de faptul că omenirea a început să utilizeze și să creeze energia nucleară. Acest lucru se datorează faptului că se știe că energia nucleară provoacă daune semnificative oricărui lucru din vecinătatea ei, inclusiv spațiului. Chimicus era îngrijorat și de războaiele din Est și de armele chimice. Chimicus a răspuns la întrebarea despre arca lui Noe, spunând că una din navele lor a avut un accident în zona arctică și acest lucru a provocat topirea masivă a gheții și o inundație mare. În plus, el a dezvăluit că el și alți extraterestri din rasa lui sunt capabili să aibă întâlniri sexuale cu oameni fără probleme.
El a declarat că rasa sa poate avea succes și în conceperea și nașterea copiilor. Și micul Setua a produs deja o mulțime de copii cu oameni. Și micul s-a spus că între reprezentanții poporului său și oamenii pământeni nu poate exista doar prietenie, ci și o relație sexuală. Astfel de cazuri au avut loc și ca urmare s-au născut copii hibrizi. Potrivit lui și Micus, acea femeie din Filipine era un astfel de hibrid, motiv pentru care s-a înțeles rapid și ușor cu ea și cu rudele sale. Jurnalistul l-a întrebat dacă există alte rase extraterestre pe Pământ. El a răspuns că există și că unii dintre ei n-au rezolvat încă problemele de violență și agresiune din cursa lor. În timp ce și Micus dorește să ajute oamenii, alte rase răpesc oamenii și conduc experimente crude cu ei. Potrivit lui și Micus, rasa lor încearcă să alunge aceste rase de pe Pământ. Similar cu rasa sa, lumea noastră găzduiește o varietate de alte specii extraterestre, dintre care multe sunt ostile oamenilor și folosesc victimele răpite în propriile lor scopuri, cum ar fi experimentele de răpire. Și Micus a spus că motivul speciei sale este de a lupta și eradica extraterestrii care sunt dăunători pentru oameni. Și Micus are un frate pe nume Andronicu și odată călătoreau amândoi într-un lift undeva în Chicago și erau în același timp în forma lor inițială. Când un bărbat a intrat în lift, era foarte speriat. Exact cum arată forma lor inițială și Micus nu a spus, dar judecând după hibrizii copiilor, cred că sunt parțial asemănători cu oamenii. Infiltrarea pe Terra extraterestrilor umanoizi. Ziua Independenței și Războiul Lumilor sunt câteva dintre filmele care au fost asociate cu invazia extraterestrilor umanoizi. În aceste filme discutăm despre atacuri care afectează întreaga planetă, despre orașe care sunt distruse și despre moartea milioane de oameni. E posibil totuși ca invazia să fi început deja. S-ar putea să vă întrebați cum ar putea fi posibil acest lucru, dar de-a lungul anilor, ufologii și cercetătorii au intervievat indivizi care și-au dezvăluit întâlnirile periculoase cu extraterestri umanoizi în mai multe ocazii de-a lungul anilor. Acești indivizi totuși au ajuns la concluzia că există un număr mare de extraterestri care sunt adversarii noștri, care seamănă cel puțin cu noi și că își cruiesc încet, dar sigur, drum prin orașele noastre. Deci, ce se întâmplă dacă există entități extraterestre care trăiesc printre noi și sunt atât de asemănătoare cu oamenii, încât sunt greu de distins dacă nu sunt examinați cu atenție? Acest scenariu e centrat în jurul unora dintre cele mai odioase creaturi, care sunt hotărâte să transforme Pământul nostru în propria lor lume personală. Acești extraterestri umanoizi nu sunt complet asemănători cu oamenii, dar într-o măsură s-ar putea găsi dificil să faci diferența între oameni și extraterestri. Copiii cu ochi negri sunt printre cei mai înfricoșători extraterestri umanoizi din zilele noastre. Se pot distinge de oameni dintr-o privire sau dacă sunteți cineva care e constant la telefonul lor. Cu toate acestea, dacă te uiți cu atenție, pielea lor va părea a fi compusă din plastic și chiar unii dintre ei își maschează aspectul de chelie purtând peruci și hanorace. Copiii cu ochi negri sunt numiți așa pentru un motiv simplu. Ochii lor sunt la fel ca cei de pe coperta cărții clasice din 1987 a lui Whitley Strieber, Communion. În plus, acei copii înfricoșători continuă să încerce să pătrundă în casele oamenilor. Ei au fost de asemenea observați în toată lumea conform relatărilor martorilor oculari. Similar cu copiii cu ochi negri, bărbații negru și femeile negru sunt personaje ciudate care seamănă ușor cu oamenii. În ciuda acestui fapt, ei sunt capabili să-și găsească drumul în satele, orașele noastre și chiar în mall-urile noastre. Sunt aproape peste tot. Potrivit multora, ele sunt doar ipotetice, dar acest lucru nu e adevărat întrucât mai multe incidente le confirmă prezența. Un incident ciudat a avut loc într-o librărie din Manhattan la începutul anului 1987. Despre incident se poate citi în cartea lui Whitley Strieber, Transformation, care a fost publicată în 1988, și raportul lui Ed Conroy despre Comuniune, 1989, ambele lucrări grozave. În acest caz, martorul a văzut o femeie deghizată, voalată și camuflată și care a lăsat un efect de lungă durată asupra individului. Femeia era însoțită de un bărbat. La sfârșitul lui ianuarie 1987, un bărbat pe numele Bruce Lee, care lucra ca editor principal la o editură din New York numită William Morrow and Company, a intrat într-o librărie din Upper East Side a Manhattanului, împreună cu soția sa. Afară era frig, întuneric și gheață. În acea după-amiază fatidică de sâmbătă, acesta nu a fost singurul lucru ciudat care s-a întâmplat. Atât femeia ciudată, cât și bărbatul aveau abia 5 picioare înălțime sau chiar mai mici.
Ochelarii de soare și eșarfele uriașe și negre le acoperau fețele, în timp ce pălăriile erau strânse sub bărbie. Păreau să înceapă să citească cartea într-un ritm rapid, cu intenția de a corecta cu voce tare greșelile lui Scriber în beneficiul lui Lee. Întrucât Lee lucra pentru editura care tocmai a lansat Communion, el i-a abordat în mod firesc pe cei doi și i-a întrebat ce era în neregulă cu cartea. Când femeia și-a ridicat brusc privirea, Lee a observat prin ochelarii de soare ai femeii că ochii ei nu erau mari, ci enormi. Eu și mama am mers la mall în ajunul Crăciunului pentru câteva cadouri de nuntă. De fapt, știam ce vrem, așa că am parcat în fața casei J.C. Penney pe partea în care erau acele bunuri. Am intrat și am observat imediat că, după amiaza târziu, erau doar câțiva cumpărători. Ne-am ales cadourile și ne-am pus la coadă la caserie în spatele altor două persoane. Vedeam cu ușurință ușa de ieșire și soarele în parcare. Eram cu fața așa. Ușile de sticlă s-au deschis și au intrat două femei foarte înalte și slabe. Aveau părul blond lung, aproape de talie, desfărțit în mijloc deasupra și aveau o textură subțire. Pielea lor era de asemenea palidă și n-am observat niciun machiaj, dar fiecare avea niște ochi albaștri uriași pătrunzători. Mersul lor era ciudat, ca și cum ar fi prea înalți, aproximativ 6 picioare pentru a merge lin. Eram deja închetator pentru mufon, așa că eram conștient de ciudățenii din oameni și făcusem căutări de fundal pentru guvernul federal, așa că am fost antrenat să fiu observator, relatați autorul și investigatorul OZN, Denis Tonernan. Împingea unul dintre acele cărucioare în stil umbrelă, fără accesorii de lux, doar patul de tip hamac, roci și mânere. Am observat că nu aveau poșete sau accesorii, cum ar fi geantă pentru scutece, pentru a transporta scutece sau biberoane, etc. Femeile se mișcau încet și mi-au atras atenția asupra căruciorului. Era o pătură pentru bebeluș în partea de jos și deasupra capului unui copil, nu mai mare decât un mic grapefruit, pielea de culoare păstoasă, fără nas vizibil, o linie pentru gură și ochi uriași întunecați care ocupau cea mai mare parte a restului capului. M-am întrebat dacă copilul era diform. Copilul părea alert și se uita la mine. Mama m-a lovit cu brațul pentru a-mi atrage atenția și mi-a spus ce neregulă cu acel copil. Am simțit că trebuie să-i spun persoanei din fața mea, deoarece discutasem cu ea cam întârziat să ne terminăm cumpărăturile. Când am bătut-o pe umăr, am fost șocată să văd nu numai ea, ci și doamna din fața ei și casierul erau oarecum înghețați pe loc. Totul părea să se miște extrem de lent în jurul nostru. Încheie Denis Stonernan. Incidente ca acestea nu sunt foarte rare. Indiferent dacă oamenilor le place sau nu, un număr tot mai mare de entități urâte și periculoase care ne seamănă, dar nu sunt noi, este în creștere. Nivelul de infiltrare nu este atât de mare pe cât ar putea fi acum, dar asta nu îi împiedică să atingă înălțime enorme. Conflictul ar putea începe în orice moment când aceste lucruri sunt dezvăluite pentru ceea ce sunt cu adevărat extraterestri umanoiți și cum apar aceștia. Oamenii ar trebui să fie foarte precauți și conștienți de mediul înconjurător. Prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă spun ca de obicei, pe curând!